În aproape 4 luni de zile, Partidul Național Liberal își va alege o nouă conducere. Până acum s-au anunțat doar 2 candidați la președinția formațiunii politice. Vorbim despre Ludovic Orban și Florin Câțu. Dumneavoastră, pe cine susțineți în această cursă? Eu îl susțin pe Ludovic Orban. Este cunoscut acest lucru în partid, întotdeauna l-am susținut pe Ludovic Orban și am rămas constant în ceea ce gândesc și în a respecta această echipă. A fost o surpriză candidatura lui Florin Cîțu la președinția partidului? Vă așteptați la acest anunț? În prima fază nu, pentru că știu că au fost alte discuții, alte înțelegeri, dar după aceea, după ce s-au auzit, să spunem, aceste zvonuri, după ce au fost purtate anumite discuții în partid, n-a mai fost o surpriză, deja se cunoștea intenția, doar nu se știa exact când va anunța această intenție. Dar dumneavoastră personal, cum vedeți intenția lui Florin Cîțu? Este un partid liberal, este un partid liber, fiecare poate să candideze. Competiția este benefică într-un partid, așa că este dreptul lui Florin de a candida, e dreptul oricărui coleg dacă dorește să candideze.